Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vă prezint o aplicație care poate ține locul ochelarilor de gaming. Sunt convins că mulți dintre noi petrecem foarte mult timp la calculator, iar după o anumită perioadă apare iritarea ochilor, apare lăcrimarea, în momentul în care simțim că ochii noștri nu mai rezistă torturii la care sunt supuși, ar trebui să încetăm activitatea la PC, însă de multe ori nu se întâmplă acest lucru. Ei bine, pentru toți aceia care petrec foarte mult timp la calculator și care își obosesc ochii zi și noapte, se recomandă purtarea unor ochelari de gaming care extompează într-un fel luminozitatea. Din păcate, acești ochelari de gaming sunt foarte scumpi și atunci putem să facem anumite artificii, cum ar fi diminuarea luminozității ecranului. Acest lucru se poate face manual sau se poate face automat. Am prezentat în trecut două aplicații cu ajutorul cărora puteți să faceți acest lucru. Eu am folosit foarte mult timp Flux, o aplicație care poate estompa luminozitatea ecranului în funcție de ora la care dumneavoastră vă setați fusul orar, bineînțeles. Treptat, pe măsură ce se avansează către noapte, luminozitatea ecranului scade, astfel încercându-se protejarea ochilor. Astăzi vin și vă prezint o altă aplicație destul de interesantă, care ne poate ajuta să ne alegem noi câteva preseturi și de asemenea are și un cronometru pe care dacă îl pornim ne va închide monitorul la acel interval de timp. Aplicația se numește Care Your Eyes, adică ai grijă de ochii tăi. Veți găsi în descriere două linkuri de unde puteți descărca această aplicație sau puteți căuta dumneavoastră pe internet. Apăsăm aici butonul Secure Softpedia Download și așteptăm ca această aplicație să se descarce. Dăm dublu click pe aplicația descărcată, mie mi-apare această fereastră întrucât am această aplicație instalată, o să vreau să o instalez din nou și voi apăsa butonul Yes, dumneavoastră veți apăsa Run. Lăsați această căsuță bifată dacă doriți să se salveze un shortcut pe desktop, apăsați butonul Next, apăsați butonul Install și după aceea lansați aplicația prin apăsarea butonului Finish. Aceasta este fereastra de start a aplicației, iar acesta este cronometrul pe care îl vedeți dumneavoastră în dreapta jos. 45 de minute ne este permisă șederea la calculator de către această aplicație, după aceea sistemul nostru își va da restart și aplicația face acest lucru, întrucât este recomandat ca la fiecare 45 de minute de utilizare intensă a ochilor să se facă 3 minute pauză. Bineînțeles că restartul nu va dura 3 minute, dar totuși vă împiedică prin acest restart să vă torturați în continuare ochii. Haideți să vedem ce avem în această fereastră. Avem câteva preseturi pe care le putem folosi în funcție de preferințele noastre. Avem presetul normal care nu afectează niciun fel setările desktopului nostru. Avem presetul smart, avem aici presetul office, avem aici presetul de noapte, avem presetul gaming, avem presetul movie, avem presetul editing, unde totul se schimbă, ceea ce este alb devine negru și ceea ce este negru devine alb și lucrul ăsta este foarte odihnitor în momentul în care dumneavoastră editați, să spunem, tot ceea ce este alb, așa cum v-am spus, devine negru și uitați-vă cum se prezintă în momentul acesta pagina unde dumneavoastră scrieți, să spunem, este o pagină neagră, iar scrisul devine alb. În felul acesta ochii nu vor fi obosiți de lumina intensă. Haideți să nu salvăm acest document. După aceea avem aici un ultim preset, Reading, adică citire. Aceasta elimină culorile din ceea ce facem noi și ne prezintă un tablou al negru. În felul acesta luminozitatea va fi foarte scăzută. Dar pe lângă aceste preseturi dumneavoastră puteți să mergeți și să reglați cum vreți luminozitatea ecranului. În felul acesta puteți să vă găsiți cea mai bună soluție trecând peste aceste preseturi pe care aplicația vi le pune la dispoziție. Mergem mai departe la tabul Rest Timer, adică timpul de odihnă. Mai avem de petrecut 39 de minute până când sistemul nostru își va da restart. Însă dacă dumneavoastră nu doreți ca sistemul să-și dea restart, puteți să opriți acest timer și în felul acesta nu își va da restart sau puteți să măriți acest timp la care își va da restart sistemul și după aceea să îl porniți din nou. Și în felul acesta timerul va pleca de la timpul pe care dumneavoastră l-a spus aici. Eu am pus 53 de minute și îmi este permis să stau 53 de minute la calculator, după care v-am spus, își dă restart. Dar acest lucru nu este foarte, foarte bun, pentru că dacă dumneavoastră aveți o acțiune destul de importantă, să spunem, scrieți ceva sau editați ceva, dacă nu dați save pe ceea ce faceți, s-ar putea să pierdeți ceva date și atunci nu întotdeauna
este ok să bifați această căsuță. Eu o las de bifată. Aici aveți opțiuni ce anume să facă această aplicație dacă doriți să folosiți anumite shortcut-uri pentru activarea unor preseturi. După aceea aici, dacă aveți două monitoare ca mine și vreți ca această aplicație să acționeze asupra unui singur monitor, puteți să lăsați bifată căsuța monitorului respectiv. Și aici, dacă doriți să introduceți anumite reguli, dar nu este necesar acest lucru, puteți să activați această aplicație dacă faceți rost de un serial key. Și aici câteva cuvinte despre aplicații. În mod normal, dumneavoastră vă sunt utile doar aceste două taburi, tabul display, unde ați văzut că puteți să alegeți din aceste preseturi sau puteți să vă creați dumneavoastră singur un preset optim. Și acest rest time, timpul de odihnă pe care dacă doriți să-l activați, îl activați, alegeți aici timpul la care să se facă restartul și acest restart va avea loc pentru a putea să vă dea un răgaz în ceea ce privește odihna ochilor dumneavoastră. Sper că acest video tutorial să vi se pare interesant, dacă este așa vă invit să-l distribuiți, dacă v-a plăcut nu uitați să dați și dumneavoastră un like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări, în felul acesta vei ști când încarc ceva nou pe acest canal.